Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. După o luptă de 3 zile, pompierii au stins incendiul de la gunoiștea din Țânțărente. Dimineața localnicii au făcut gălăgie, nemulțumiți de situația gravă în care s-au pomenit. Proteste au fost și în fața guvernului, unde s-au adunat mai mulți părinți care au copii cu deficiențe de auz. Ei se plâng că 2 școli speciale s-au închis, iar acum nu au unde să-și ducă micuții. Să joacă singur, am unii dat dosarul în sat. Ce să fac copil de clasa 6 în sat? Un tânăr de 18 ani, deținut la penitenciarul numărul 13 din capital, a fost găsit mort în această după-amiază. Administrația vorbește despre un suicid. A fost stins incendiul de la gunoiștea de la Țânțăreni. După 3 zile de luptă cu focul, pompierii au reușit să lichideze ultimele focare. Nemulțumiți de mirosul îngrozitor și de fumul care le-a cuprins localitățile, cei care locuiesc în zonă s-au adunat să protesteze în această dimineață. Oamenii au blocat accesul autospecialelor care aduc gunoiul din capitală și cer închiderea poligonului. Ion Ceban susține că va fi pornită o anchetă de serviciu. Abia în aceste după-amiază, salvatorii au reușit să stingă toate focarele de la gunoiștea din apropierea localității Țânțăreni. Din cauza mirosului insuportabil, dar și a rămășițelor de deșeuri care pluteau prin aer, localnicii din zonă s-au adunat să protesteze. Le-a ajuns cuțitul la os și nu mai suportă poluarea, spun aceștia. Ei trebuie să gândească cum să gestioneze corect, nu să ajungă la așa situații care s-au întâmplat amuia. Mii de metri cub de fund de asta, cu particule grele care ele s-au așezat peste tot... Pistetat, pretutindeni și prin plămânii la oameni. Oamenii mai spun că incendiul ar fi izbucnit duminică, iar autoritățile au intervenit abia acum 2 zile. Aici era o groapă foarte adâncă, acum ați văzut singuri acolo, e plină. Și cred că nu trebuie de vrut bani aici, de adus niște tehnologii, așa... dacă trebuie de identificat... E o piramidă egipteană, dar cu vârful în jos. Își doresc închiderea gunoiștii și doar atât. Protestăm pașnic aici, fără politic, fără nică. Nu vrem gunoi ăștia să mai avem aici, pentru că și-a unul s-a umplut și noi trebuie să-i punem capacul. Primarul Capitalei a fost de dimineață la Țânțăreni, iar apoi a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. Încă nu se știe de la ce a pornit focul. Totodată am solicitat domnului ministru Pavel Voicu să fie pornită o anchetă de serviciu. Astăzi va fi convocată ședința Comisiei Situații Excepționale Chișinău cu privire la acest subiect, a menționat Ion Ceban. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la acțiunile de stingere a focului au acționat 47 de pompieri și salvatori cu 7 autospeciale. Cuprinsă de foc a fost și groapa de gunoi din orașul Florești, acolo unde au intervenit nu doar pompierii, ci și soldați din Armata Națională. Preliminar, incendiul ar fi izbucnit de la un tub cu substanțe inflamabile aruncat la gunoi. Mai mulți părinți care au copii cu probleme de auz au protestat astăzi la guvern. Ei sunt revoltați că 2 din cele 3 școli speciale existente în țară au tras zăvorul. Ministerul Educației se apără și spune că acestea ar fi fost închise după ce administratorii instituțiilor au anunțat că nu mai sunt copii. Eu nu se înțelege absolut cu nimeni. Se joacă singur, am unii dat dosarul în sat. Ce să fac copil de clasa 6 în sat, la școală? Când acolo absolut nimeni, absolut nu știu cum să o întrebi, cum o cheamă. Este situația în care s-a pomenit Lidia Țurcan și fica ei de 11 ani, Marina, după ce școlii speciale pentru copii cu probleme de auz pe care o frecventa, i s-a pus lacătul. E dacă stai acasă, nu o să fie nimeni. Nici și obiene am un us. Mi-e frică, i-am stă cu noi, dar a să crească mare, să fac și un viitor, o familie. Părinții s-au văzut nevoiți să-și înscrie copiii la școlile obișnuite. Asta deși instituțiile nu dispun de cadre specializate capabile să comunice cu micuții. Igor Secrieru are 2 fii, Veceslav de 13 ani și Vitalie de 11, ambii cu deficiențe de auz. Cel mai mare a mers până acum la școala specială din Cahul. Cu dânsul foarte bine. El învață foarte bine la școală, dar și discută, îți duce la magazin și prin internet și cu sorioara vorbește și cu alți prieteni. Mezinul însă nu a fost primit, întrucât din 2013 Ministerul Educației nu mai eliberează fișe de înscriere, așa că a mers la școala din sat. 3 săptămâni de zile am umblat și mai mult nu tot, că nimeni nu discuta cu dânsul. N-am avut logopedă, nu e logopedă în școală. Și el face panică, avea stresuri. Cei de la Ministerul Educației susțin că cele 2 școli s-au închis din lipsă de copii.
Părinții spun altceva. A fost organizat de către directoare. Li s-a explicat că școala nu mai are finanțare începând cu anul de studii viitor și urmează să iei dosarele și să le depună la școlile de la locul de trai. Oamenii au protestat în fața guvernului. Ulterior, un reprezentant al Ministerului Educației a venit să discute cu ei. Noi n-am închis instituția, nu am lichidat-o. Noi să avem o discuție cu directorii, să înțelegem și cu părinții, cum și-au retras ei aceste acte. Specialistul din educație spune că sunt șanse ca cele două instituții să primească copiii din septembrie. Cei de la minister și protestatarii urmează să se întâlnească luni pentru a discuta. Așa se aude, sau mai bine zis, nu se aude în lumea celor care au probleme de auz. O școală normală care să le ofere condiții bune de studiu, în care să învețe limbajul semnelor, le-ar oferi șansa la o viață cât de cât normală, dar și la un viitor. Închiderea școlilor pentru această categorie de persoane sporește rata abandonului școlar, spun specialiștii, dar și încalcă dreptul la educație, prevăzut de Constituție. Prin adevărate încercări trec gravidele care se infectează cu COVID-19. Medicii spun că în cazul lor tratamentul e problematic și pot urma consecințe. Sunt careva schimbări pentru că virusul nu atacă doar un organ, dar atacă tot sistemul, tot organismul. Cum au loc nașterile în această perioadă grea și care sunt sfaturile medicilor pentru viitoarele mămici, vedeți în jurnal. Cazul cu Zacoșa Neagră ar putea ajunge pe masa parchetului european condus de Laura Codruța Chiove și Iuri Ereniță, susține că va depune un demers oficial către instituție, unde va cere să fie investigate imaginile în care apare Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Se întâmplă după ce Procuratura Anticorupție a respins din nou demersul deputatului, declarându-l neîntemeiat. Reniță a acuzat oamenii legii că ar fi la cheremul lui Igor Dodon. Procuratura e la cheremul lui Dodon după ce Procuratura Anticorupție a respins cererea mea doar pentru a-l proteja pe Dodon și pe prietenii lui. Mă văd obligat să fac un demers oficial către parchetul european condus de Laura Codruța Chioveși cu solicitarea examinării integrale a dosarului de corupție și de trădare de patrie, avându-i în calitate de protagoniști pe Dodon, Plahotniuc și Iaralov, a scris Iuri Ereniță pe pagina sa de Facebook. Decizia vine după ce demersul său repetat către organele de drept de a începe totuși urmărirea penală pe cazul imaginilor în care apare Igor Dodon și Vlad Plahotniuc împărțind o sacoșă în care se presupune că erau bani, a fost respins. Deputatul precizează că procurorilor le-a ajuns o singură zi ca să ia decizia, spunând că demersul său este neîntemeiat. Am încercat să obținem un comentariu de la șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon, nici președintele nu a reacționat deocamdată. Pe 24 iunie, Procuratura Generală a anunțat printr-un comunicat de presă că Procuratura Anticorupție a examinat denunțul depus de Andrei Năstase și adresarea lui Iuri Ereniță de la sfârșitul lunii mai, prin care cereau investigarea circumstanțelor rezultate din înregistrările video. Procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale pe motiv că faptele persoanelor vizate în înregistrări nu întrunesc elementele vreunei infracțiuni. Aceștia au mai precizat că în cadrul procesului penal nu a fost posibil de stabilit ce era în sacoșă și nici obiectul cu care a fost făcută înregistrarea. Un deținut de 18 ani a fost găsit mort în această după-amiază în penitenciarul numărul 13 din capitală. Acesta s-ar fi strangulat cu o funie chiar în curtea închisorii. Totul s-a petrecut în jurul orei 14 când trupul a fost descoperit de către un supraveghetor care a chemat medicii. Aceștia au putut doar să constate decesul. Potrivit purtătorului de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor Oleg Pântea, în momentul tragediei, deținutul se afla în curtea de plimbare a închisorii, unde sunt mai multe aparate pentru sport. Acesta s-a strangulat de o bară cu o funie de la un dispozitiv sportiv. Tânărul era plasat în arest preventiv din luna iunie curent, fiind cercetat pentru furt. A fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Alexandru Lukashenko cere explicații Moscovei după ce la Minsk au fost reținuți 33 de militari care ar fi pregătit destabilizarea situației în Belarus înainte de alegeri. 16 dintre aceștia au participat la luptele din Ucraina. Lukashenko a convocat aseară de urgență Consiliul de Securitate. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a declarat că Moscova nu deține informații că militarii ruși ar fi comis ilegalități și califică acuzațiile drept insinuări. Я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, ну, а я так понимаю, их же допросили. Допросили. Да. Если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. 32 de mercenari angajați ai companiei private rusești Wagner au fost reținuți în apropiere de Minsk. A 33-a persoană a fost reținută în sudul țării. Запрещенные предметы есть какие-нибудь? Оружие, наркотики. Операционная avut loc după ce serviciile de informații din Belarus au aflat că peste 200 de mercenari au sosit în țară cu misiunea de a destabiliza situația în perioada campaniei electorale. Grupul a sosit la Minsk în noaptea de 24 spre 25 iulie și s-a oprit la un hotel din capitala Belarusului. Pe 27 iulie, grupul s-a mutat la un sanator în regiunea Minsk. Administratorii sanatorului au spus că oaspeții au atras atenția pentru că nu se purtau cum se poartă de obicei turiștii ruși. Și erau îmbrăcați în haine cu aspect militar. Nu au băut alcool, nu au mers să se distreze, au stat cu minți și au încercat să nu atragă atenția asupra lor. Gruparea Wagner este o armată privată a magnatului rus Evgeni Piroșkov, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Combatanții au mai fost implicați în conflictele armate din estul Ucrainei, din Siria și Libia. Ambasada Federației Ruse la Minsk a fost anunțată despre reținerea celor 33 de militari ruși, iar astăzi ambasadorul rus a fost chemat pentru a da explicații. Обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты, хорошо. У нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Lukashenko a avertizat de mai multe ori că nu va admite în țara sa o revoluție de tip Maidan în timpul prezidențialelor din august. El a vorbit despre forțe care ar putea angaja combatanți profesioniști pentru pregătirea unei asemenea revoluții. Unele voci spun că reținerea ar fi doar o mișcare de PR pentru a arăta că Lukashenko stă împotriva lui Putin pentru a strânge mai multe voturi. Informație, чтобы збить с толку основную часть населения, чтобы просто больше обсуждалось других тем, чем насущая проблема. В нашей стране это верить, ну, все понимают, ну, на мой взгляд. Просто все понимают. Нужно это... как-то отвлечь внимание, видимо. Și privilegi внимание к одной persoane. Actualul președinte candidează pentru cel de-al 6-lea mandat alături de alți 4 candidați. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 9 august. Perioada electorală a fost marcată de tensiuni. Sute de activiști și blogeri beloruși au fost arestați în ultimele săptămâni la proteste cauzate de neînregistrarea în cursa prezidențială a unor candidați ai opoziției. O mașină s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț după ce șoferul acesteia nu a respectat distanța și s-a izbit într-un Opel. Accidentul a avut loc în această dimineață în apropiere de Cojușna. Conducătorul mașinii, care circula regulamentar, un bărbat de 57 de ani, s-a ales cu traumatisme și a fost dus la spital. Din imaginile surprinse de martori, se vede că jumătate din automobilul acestuia este un ghem de fiare. Mașina răsturnată are partea din față, dar și geamurile distruse. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a vedea cine se face vinovat. Restricțiile i-au făcut să devină mai creativi, deși pandemia a închis ușile centrului unde veneau zilnic zeci de tineri. ONG-ul s-a adaptat și în continuare desfășoară runde de dezbateri, ateliere de creație și traininguri, doar că online. Totuși spun că abia așteaptă să-și revadă beneficiarii în carne și oase. Zilnic, zeci de tineri se adunau pentru a petrece timpul creativ și cu folos. Acum nu mai au acces în acest spațiu, dar nici nu au vrut să renunțe la activități. Am avut ocazia să fiu telefonată de către tinerii care sunt la noi voluntari sau
tineri care au participat ocazional la activități. Fim întrebați dacă se deschide anticafeneaua sau când o să fie deschisă. Și de fiecare dată, mai mult sau mai puțin, ei se așteptau că răspunsul nostru o să fie afirmativ, dar este ceea ce este. În lipsa fizică a adolescenților, membrii Centrului de Resurse pentru Tineret au decis să organizeze activitățile lor în format online. Am încercat să facem activități pe Zoom, pe diferite platforme, unde să lucrăm cu tinerii direct, în conferințe, în sesiuni, ateliere, unde zilnic aveam 10-15. Am realizat și dezbateri online, am făcut și jocuri de societate online. Deci am încercat toate activitățile care le făceam cândva în anticafenea să le transpunem pe online. Totuși, până la pandemie, numărul doritorilor de a se implica era de circa 5 ori mai mare. Iar atunci când activezi doar online, e mai greu să înțelegi nevoile tinerilor, spun coordonatorii. Este un pic mai dificil, creierul lucrează puțin mai sporit și mult mai complicat să menții tinerii pe parcursul activității. Însă totuși ne reușește să o facem. Lipsește contactul între coordonator și beneficiar și atunci e mai complicat să ieși să redea informația care ai dori să o primească ei calitativ. Este o încercare care aduce și beneficii, spun ei. Deși așteaptă cu nerăbdare contactul direct, în continuare vor fi activi și în mediul online, căci filmulețele lor video adună sute de urmăritori. Trebuie să ne oprim la ceea ce știm și să încercăm să învățăm noi metode. Informațiile care le-am obținut pe perioada carantinei o să ne fie de folos și în lucru de zi cu zi. Membrii Centrului de Resurse pentru Tineret deja sunt în pregătiri de organizarea unui festival de deschidere a spațiului Anticafenea. Asociația Obștească activează deja mai bine de 3 ani. Sunt dulci, sunt ieftini, însă sunt și puțini. Struurii moldovenești care se află deja în vânzare au fost și loviți dur de vreme capricioasă, dar și de pandemie. Mai sunt primele sorturi, pentru că ele câteva zile sunt pe piață și de acum n-au niciun preț. De ce se vând struurii atât de greu anul acesta, vă spunem în câteva minute la știri. Rusia vrea să fie prima țară din lume care aprobă un vaccin contra noului coronavirus, deși există îngrijorări privind siguranța sau eficiența sa. În mai puțin de 2 săptămâni, acesta ar putea fi înregistrat și va începe producerea pe scară largă. Oficialii au comparat elaborarea acestuia cu lansarea de către Rusia primului satelit din lume. Primul vaccin rusesc împotriva coronavirusului ar urma să fie aprobat până pe 10 august, iar în septembrie-octombrie ar urma să fie gata și al doilea. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Габалея Минздрава совместно с 48-м центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1600 человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года. Dar Rusia nu a făcut publice niciun fel de date științifice privind testarea vaccinului, iar unele voci critice spun că forțarea aprobării acestuia vine după presiunile făcute de Kremlin, care vrea ca Rusia să apară ca o forță în știința globală. Totodată, Regatul Unit, SUA și Canada au acuzat recent rușii care încerca să fure studii despre crearea unui vaccin împotriva coronavirusului. În plus, există îngrijorări privind faptul că testarea pe oameni este incompletă. În condițiile în care alte vaccinuri la care se lucrează în lume sunt în faza a treia și au fost testate pe 30-50 de mii de voluntari, vaccinul rusesc nu a terminat încă faza a doua și a fost testat pe 2000 de oameni. You choose to test it in only a few thousand people, you're not really mitigating much risk. Rușii intenționează să încheie faza a doua până pe 3 august, iar apoi să treacă prin faza a treia în paralel cu vaccinarea lucrătorilor medicali. And I'm absolutely confident in the safety of the vaccine. You know, I've been able to receive vaccination myself as some of the members of my family, and I would not have done it if I didn't do the science, if I didn't do the check. Vaccinul rușilor este realizat la fel ca și cel la care lucrează cercetătorii de la Universitatea din Oxford și care a avut rezultate promițătoare, stimulând răspunsul dorit al sistemului imun. Este o versiune modificată a altora create pentru a lupta contra altor boli. Organizația Mondială a Sănătății spune că nu există până acum niciun vaccin aprobat. Între timp, COVID-19 continuă să se răspândească agresiv pe glob. Peste 2 milioane de infectări au fost doar în ultima săptămână, bilanțul total ajungând la 17,2 milioane. Cele mai afectate sunt Brazilia, SUA și India, dar și în Europa în ultimele săptămâni apar tot mai multe focare. În țara vecină, Ucraina, a fost înregistrat astăzi un record de cazuri, 1.800
1.197. E la fel de îngrijorător și în România, unde deja pentru a noua zi la rând sunt raportate peste 1.000 de cazuri. Astăzi au fost 1.356. Un studiu efectuat recent arată că unul din trei români are dubii cu privire la existența coronavirusului, iar 12% cred că este o invenție. Un tren plin cu combustibil a deraiat pe un pod din Arizona. În scurt timp a izbucnit un incendiu uriaș, iar construcția de metal s-a prăbușit parțial. Aproape 100 de pompieri au luptat să stingă flăcările violente. Marfarul avea în unele vagoane și cherestea material care a alimentat focul. Un martor a descris accidentul feroviar drept o scenă din infern. Potrivit autorităților, nu au existat răniți, doar o persoană a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu fum. Podul a fost construit în 1912. Pe vreme caniculară te-ai scălda și într-o busculantă, deși poate părea o glumă, un bărbat din Croația chiar a transformat un astfel de vehicul într-o piscină. A dotat bazinul cu tot ce trebuie, o umbrelă de soare, două mese, pe post de bar și, evident, nelipsitele băuturi răcoritoare. Când soția i-a cerut să cumpere o piscină, Ivan, de profesie șofer de camion, s-a apucat de treabă. A descărcat pietrișul din bena mastodontului pe care a căptușit-o apoi cu o prelată și a umplut-o cu apă. O să-mi iau record, să-mi malu strâpi, de imam boliu, de eu sam, da tot stoi să provedem el. Eu dacă să poți eu tot pravit, kaže šta radiš, poreku pravim bazen el. Ba dai, kao zezaš el. I onda kad je videla šta sam stvarno napravio, na kraju bila. Croatul și-a botezat invenția Anton cu vremurile pe care le trăim, COVID-20 Pro Level. Inevitabil, vecinii se au fost atrași ca un magnet de bazinul inedit. Gazda bute se bile dobre zabave, tako da nema problema nikak. Punio se dobra 3 dana, 1,24-5 kubika vode. 8,5 metara puta 2,5 širine i metar i 10 dubine, mislim, to je ko na pravim bazenima, jel? Mogu i naučiti plivati. Da. Bărbatul spune că a proiectat inițial piscina pentru copiii săi, fiind destul de spațioasă, astfel încât puștii să învețe să noate. Cei mici au trecut deja la pasul următor și fac scufundări. Bălem eu camionul și ronim și plivam. Znači niște bazeni? Ne. Plivam, pododom. Copiii profită de vacanță și se bălăcesc toată ziua, ba chiar și-au invitat și prietenii la scăldat. Pentru siguranța celor mici, apa din piscină este filtrată regulat cu ajutorul unor pompe. Pe de altă parte, basculanta este în stare perfectă de funcționare, iar croatul nu exclude varianta ca într-o zi să se urce la volan și să schimbe peizajul. În plus, omul spune că nu ia în calcul ideea de a merge la mare în concediu pentru că are tot ce-i trebuie. Chiar dacă mai e ceva timp până la Crăciun, nu strică să aflați noile tendințe în preferințele celor mici. O revistă americană specializată în recenzii pentru jucării a făcut un clasament. Astfel, conform topului, cea mai râvnită jucărie în acest an va fi Baby Yoda. Stocul a fost epuizat deja la precomandă. Moving ears, moving eyes, and he's cooing. So there is magic hands. He's doing the magic hands. Acesta este Baby Yoda, o figurină ce ne duce cu gândul la Războiul Stelelor. Cei de la Toy Insider pariază că aceasta este jucăria anului. It's got lots of interactive features, lots of sound and motion combinations. It's so cute. And I think that's going to be the one that is, you know, going to sell out as soon as you can buy it. I know it already sold out on pre-order. But I think that might be the one that, you know, everyone's just trying to get their hands on Baby Yoda this year. Din cauza pandemiei, cei de la Toy Insider au organizat un eveniment online pentru a realiza un top al celor mai fascinante jucării. Au invitat mai mulți influenceri digitali și membrii mass media pe care i-au pus să analizeze produsele a peste 50 de companii în domeniu. Așadar, la mare căutare continuă să fie jocurile interactive precum și cele de societate. Board game sales are up this year. They're really having a moment right now with so many families home looking for ways to spend some quality time together. În atenția celor mici revine și celebrul personaj Super Mario, fiind piesa de rezistență pe care mizează cei de la Lego. O nouă misiune NASA a plecat spre Marte, o misiune încărcată pentru că va duce pe Planeta Roșie roverul Perseverance, dar și primul elicopter care va zbura în spațiul extraterestru. Această nouă misiune are un obiectiv îndrăzneț, depistarea oricărei forme de viață pe Planeta Roșie. Lansarea a avut loc astăzi la ora 15.
Roverul Perseverance, care are dimensiunea unui automobil și reprezintă piesa centrală a misiunii NASA spre Marte din 2020, are un buget de 2,7 miliarde de dolari, a fost lansat astăzi de la baza aeriană Cape Canaveral din Florida. Roverul va soliza în interiorul craterului Jezero pe 18 februarie 2021. Cu un diametru de 45 de kilometri, acesta a găzduit un lac și o deltă formată la gurile unui râu în trecutul îndepărtat al planetei roșii, iar Perseverance este dotat cu instrument pentru analiza acestei zone în căutarea urmelor lăsate de eventuale forme de viață marțiene. Vehiculul NASA va scana rocile de la suprafață și va aduna cele mai promițătoare mostre, care vor ajunge pe Pământ peste câțiva ani. We now know that the methane cycles of Mars match the seasons of Mars, which could be an indicator, it's not definite, but it could be an indicator that life may very well still exist on Mars today. Under its surface. În cadrul acestei misiuni, NASA va testa câteva noi tehnologii de explorare. Spre exemplu, unul dintre cele 10 instrumente ale roverului va genera oxigen din atmosfera rare fiată și dominată de CO2 din atmosfera marțiană. Astfel de instrumente ar putea fi folosite în viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Planeta Roșie, conform NASA. Pe 19 iulie, Emiratele Arabe Unite au trimis către Planeta Roșie o sondă botezată Al-Amal sau Hope, care va studia atmosfera lui Marte prin monitorizarea interacțiunii sale cu vânturile solare și pierderea de hidrogen și oxigen. În seară s-au pedaluri primit struguri moldovenești sau copt deja, iar producătorii i-au așezat frumos în lădițe pentru a-i vinde. Cumpărătorii însă nu se înghesuiesc deloc să-i cumpere. Cu toate că au scăzut prețurile, comercianții se plâng că anul acesta au pierderi. De vină ar fi nu doar pandemia, ci și ploile cu grindină sau seceta care au afectat serios roada. Este albe. 15. Dar rombicul este orice el. E rombic? 22. Igor crește struguri de mai mulți ani. Tânărul spune că din cauza pandemiei, anul acesta e nevoit să-și vândă roada la un preț minim. Hai să-ți primi resorturile, adică ele câteva zile sunt pe piață și de acum n-au niciun preț. Pentru primii struguri, adică era diferența cu pe 7 lei mai mult kilogram față de anul ăsta. Lumea șa de acasă, nu muncește, n-are bani, stau tăți închiși pe închis, nu se pot, nu, circulă, nu. Adică e problematic. De aceeași părere sunt și alți producători de struguri care speră măcar să-și acopere cheltuielile, întrucât de profit nici nu poate fi vorba. Nu este prea repede scade prețul, nu știu de ce. Dacă anul trecut eu cu albă am ieșit cu 80, anul ăsta 12 și poate și 10 să fie noapte și 8. Anul ăsta clar că așa nu ploaie, nu scoate măcar ceea ce am cheltuit. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, pe lângă pandemie, roada de struguri a fost puternic afectată și de condițiile climaterice din acest an. В этом году должен быть был первый сильный урожай, но процентов 40 осталось, если. Остальное то град, то засуха, то морозы. Вот это град. Последствия града. Anul este mai rău a fost să ne ploie. În plus, nici cumpărătorii nu sunt prea dornici de a gusta din poame. Ați cumpăr, dar până când trebuie de văd o bazar. Nu vreți să cumpărați? Cum vi se pare prețul anul ăsta? E, nu știu, îmi pare mărișor, dar ce să facem? Virusul e nemilos pentru orice persoană, chiar dacă e sănătoasă. În cazul gravidelor, însă, lucrurile se complică mult. Medicii trebuie să fie extrem de atenți la tratament, care în multe cazuri nu poate fi administrat pentru că ar putea face rău fătului. Și nașterile sunt cu multe riscuri, iar doctorii atenționează gravidele să stea acasă. În a 10-a săptămână de sarcină, o viitoare mămică aflat că are coronavirus și a fost internată la maternitatea numărul 2 din capitală acum 2 zile. Infecția la mine s-a manifestat destul de agresiv. Debutul a fost așa fulminant. Acum 2 zile, marți, dureri musculare, dureri de oase, febră. În câteva ore febra a crescut până la 38,4, tuse, mă durea gâtul și o stare de slăbiciune extremă. În 3 zile de tratament, temperatura a scăzut până la 37. Femeia spune că se simte mai bine și că s-a adresat după ajutor anume în această instituție, căci aici și-a născut primul copil. Acum își face griji pentru sănătatea fătului. O problemă mai mare rămâne sarcina, adică care ar putea fi, nu știu, sper să nu fie, să nu influențeze tratamentul asupra
copilului. Era ora miezii când Ina Papanaga tocmai ieșise din tura ei de muncă. De la începutul epidemiei, ea a fost delegată de Ministerul Sănătății să activeze în maternitatea numărul 2 ca medic infecționist consultant. Specialistul susține că tratarea pacientelor gravide al auzelor testate pozitiv este unul special. Nu tot se permite să indicăm. Avem restricții, dependența de sarcină, de terminul sarcinii și aici suntem foarte, foarte atenți la indicarea preparatelor. Deși nu este dovedit științific că infecția COVID-19 afectează, fătul medical susține că ar putea fi așa. Sunt careva schimbări pentru că virusul nu atacă doar un organ, dar atacă tot sistemul, tot organismul. Gravidelor le este recomandată adresarea la medic după ce observă apariția primelor simptome pentru a evita riscul complicațiilor. La maternitatea municipală numărul 2, începând cu 16 martie și până în prezent, au fost internate 661 de gravide și lauze suspecte la coronavirus, dintre care 192 au avut testul pozitiv, iar 6 gravide sunt dependente de oxigen. Noi am avut nașteri, am avut bebeluși, am avut 89 de nașteri, am avut operații cezăreane, 28 la gravidele cu COVID pozitiv. În perioada asta am avut și nașteri premature, am avut și avorturi spontane. Echipamentul de protecție este sufocant, mai ales pe timp de vară, iar o naștere poate dura ore în șir. Medicii luptă din răsputeri pentru a-și face munca bine, așa cum de acțiunile lor depinde viața a două persoane. Potrivit informațiilor oficiale, circa 10 nou-născuți sunt infectați cu COVID-19 în țara noastră. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghin. Ne revedem la jurnalul de la ora 20. Pe curând!